Dar fiind caracterul acesta, în același timp profesional și prietenesc al întâlnirilor de aici, am ales-o să, mai ales că știam că voi avea vorbitori reducabili și mi-au folosit foarte mult, începând cu intervenția domnului secretar de stat, care vorbea despre ideile care se reiau sau care își trăiesc a doua oară viața, să vorbesc despre noțiunea de spațiu public prin două prisme. Una fiind cea a granițelor definiției, a granițelor noțiunii care sunt din ce în ce mai imprecise și în mișcare, și al doilea lucru, această caracteristică a spațiului public ca subiect și obiect al consumului, am ales să vorbesc în mai puține cuvinte înlănțuite ca în textul pe care îl aveți în broșură. Majoritatea sunt imagini luate din două orașe nordice în care am fost recent, probabil că și din comoditate, dar și pentru că mi s-a părut că au acoperit toate aspectele pe care vreau să le relev, din Tallinn și din Helsinki, sigur sunt imagini și din alte părți, și le urmăresc cu un oarecare fir. Ăsta e un exemplu din Japonia, avem și câteva dintre astea, se cheamă Sky Garden și acolo sus unde este cercul acela, la vreo 30 ceva de etaje înălțime, este un spațiu public. Nu e un spațiu public cu acces nelimitat, trebuie plătit pentru vizitat partea superioară, dar partea inferioară a inelului este publică. Pentru că în lift te duci și îl vezi. Și da, s-a discutat astăzi despre definiția sociologică, despre faptul că vorbim despre spațiu ca un loc, ca o bucată de spațiu, ca o bucată de teritoriu, dar vorbim și de spațiu ca atribut social. S-a vorbit deja despre rolul spațiului public în democrație, în democrație care e, într-o democrație care era altfel decât cea pe care o știm astăzi, în lumea modernă, cea ateniană, în Agora, dar am evitat în general exemple celebre, pentru că ele vă sunt cunoscute, altfel ar trebui să încep, bineînțeles, cu piața din Siena sau cu cea din Veneția. S-a vorbit deja despre relația mereu dinamică cu puterea, pentru că spațiul public este, în primul rând, un loc de reprezentare, dar este în aceeași măsură un loc de schimb, un loc comercial. Și toate noțiunile pe care le avem elementar despre spațiul public, începând cu strada, piața, esplanada, bulevardul, parcul, grădina, sunt toate lucruri legate de aceste lucruri. E un loc al schimburilor, tot așa cum orașul a fost definit la un moment dat, la jumătatea secolului 20 de către Baudrillard, ca loc al schimbului. Și o calitate extrem de importantă, și pe care istoria o confirmă, este un loc sensibil privind dezechilibrele. E atât vulnerabil el însuși, dar este și, asemenea locului de aici, o scenă pe care dezechilibrele sociale, politice, economice se manifestă imediat și de aceea devine și subiect și loc al bătăliilor. Însă eu o să mă refer mai mult la spațiul acesta ca loc al consumului și ca loc care este consumat, este ca un subiect al consumului. Sigur, spuneam de piață, piața mică din Sibiu, spuneam de stradă, de piață și de spațiu civic, aceasta este strada din mijlocul Galeriei Uffizii de la Florența, cu o vedere către unul din castelele de pe deal, un spațiu, să spunem, renascentist și post-renascentist tipic. Vorbim despre piață în sensul de piața agroalimentară, asta este piața din Tallinn, o realizare foarte frumoasă contemporană. Vorbim despre stradă, s-a vorbit mai devreme despre colonizare și indigeni, ca loc al colonizării, asta este ceea ce singaporezii protejează ca zonă istorică, case din perioada colonială, în spate este Singaporeul actual. Vorbim despre stradă ca element istoric și despre obiectele de cult ca elemente importante, dar și despre arhitectură ca parte a spațiului public, cum spunea Sorin. Primele din aceste trei case, cea verde, cea galbenă și cea albastră, sunt considerate cele mai celebre din Tallinn, li se spune cele trei surori. Și avem o expresie, să spunem, a spațiului public, așa cum era înțeles el în zona medievală. Aici cred că recunoașteți spațiul despre care vorbim, e chiar în orașul în care ne aflăm.
spațiul public, ca și orașul, este ocrotit și uneori spațiul public de lângă ziduri este important pentru apărare, ca și cel de din afară. Vă reamintesc că toată perioada medievală și renascentistă, mai ales orașele, aveau în jurul fortificațiilor o zonă pe care nu se construia nimic, așa a fost posibil apariția ringului la Viena, și care era considerată zonă publică, uneori se dădea voie să se facă agricultură pe ea. Și cu timpul avem orașul și imaginea lui ca subiect al spațiului public. Și aici deja ne dematerializăm puțin, vorbim despre un spațiu public care începe să fie comunicat. Și pentru că astăzi s-a vorbit mult despre această înțelegere și despre partea referitoare la spațiul public virtual, să remarcăm câteva lucruri. Există o înțelegere a spațiului până la descoperirile geografice și chiar înainte de 1492, cu vreo câțiva ani, cu vreo 4 ani înainte de urcarea pe tronul al lui Ștefan cel Mare, spuneam, apare tipavul. Și de atunci se naște ceea ce numim un alt spațiu al comunicării și public, cel al tiparului, ceea ce în 1960 și ceva, Marshall McLuhan numea Galaxia Gutenberg. Ce ne arată asta? Schimbările, atât în scară spațială geografică, cât și în scară comunicațională, și ne ajută să înțelegem cât de importantă este inventarea în 1989, deci acum 30 de ani doar, a internetului. World Wide Web. Pentru cei tineri, poate că e o invenție, da, înainte de nașterea lor. Pentru noi, în timpul vieții noastre, de parcă ne aduce mai greu cum se petreceau lucrurile înainte. Moment în care acest spațiu public se și dematerializează și explodează la dimensiuni planetare. Dar, da, depărtarea de oraș pe mare face ca imaginea orașului și primele hărți sau simulacre de hărți. Mi-aduc aminte că de la Nicu Țară Lungă am primit prin 1993 un exemplar dintr-o parte din Civitas Orbis Terrarum, erau reprezentate prin aceste siluete. Deja vorbim de o identitate publică a orașului. Mărirea orizontului ne duce la percepția orașului de departe și cu timpul la prezența publică în mare, nu mai izolată, unul din ce în ce mai frecvent. Astfel că o hartă, cum e cea a Golfului Finic astăzi, arată mai rău ca o stradă pe care sunt marcate trasee și marcate de aglomerație. Am pus-o mai mult ca text. După aceea există această limită fizică despre care vorbim mereu și care s-a transferat în juridic. Să nu uităm că dreptul de proprietate e unul din cele din primele, de fapt, drepturi legiferate în scris. Pe steaua lui Hammurabi apare deja referirea. Tablele de bronz care au fost prezentate aici conțin de asemenea. Și această delimitare între ce este public și ce este privat, sau ce este al regelui și ce este privat, sau ce este al străzii și ce este al casei, este un lucru care este destul de elastic. Și o să vedem dacă... Aceasta este o străduță dintr-un oraș japonez. Acele portice pe care le vedem acolo și pe care, atenție, le găsim în altă grupare, în Bologna, la 1100. Bologna e orașul italian comercial prin excelență la vremea respectivă și care are câteva zeci de kilometri de arcade, în care ne aflăm, de fapt, pe teritoriul privat al omului, dar spațiul este public, în sensul că este accesibil. Același lucru se întâmplă în Japonia. Ei având chiar și un cuvânt pe care nu pot să-l reproduc, evident, pentru acest spațiu în care proprietarul, interesat de comerț sau doar de dărnicie, te lasă să te adăpostești de ploaie. Și o să vedem perpetuarea acestui lucru în arcadele comerciale de astăzi. Da? Tot din Japonia. Și din condiții climatice, dar și din această intersecția intereselor private, cele comerciale, cu cele ale clienților, precursorul, dacă vreți, al mall-ului, al cărui adversar sunt. După aceea, spațiul public ține seama de distanță, de cuprindere, de aer și este în același timp legat de vehicul, de ceea ce se mișcă. Din nou, de data asta, o silueta Helsinki-ului văzut de pe mare. Și însuși vasul, în cadrul acestor feriboturi imense, devine un spațiu public, cred că mai avem o imagine mai întotdeauna.
Sigur, în același timp, industrializarea și a doua jumătate a secolului al XIX ne aduc, dacă vreți, noile catedrale de spațiu public care sunt gările. Gara din Helsinki s-a alimentat un fel de prototip al stilului național romantic finlandez, dar și gara noului aeroport din Helsinki, sau noua gara aeroportului din Helsinki, subterană, la o adâncime foarte mare, o să vedem, extrem de frecventată, trenurile trec pe fiecare din cele două perioane la câte 5 minute. Sau, și n-am pus video, am pus doar imagine, dar am lăsat semnul acela din video, pentru că ceea ce este aici public este mișcarea și imaginea linia de metro aerian din Dubai, 36 de kilometri construiți în 6 ani. Tot noul aeroport de la Helsinki, cu această caracteristică pe care nordicii au introdus-o prima, ideea de a încerca să te facă să te simți într-un spațiu public destinat tranzitului ca acasă. Da, parchetul de pe jos. Să reținem că rolul aeroporturilor a fost complet reevaluat odată cu înțelegerea procesului de globalizare și o simplă comparație a numărului de oameni care călătoresc aerian. Cred că e valabil și pentru Bacău. Lucrul ăsta ne arată explozia, da? Și rolul pe care îl poate avea. Asta este scara care duce la gara, din aeroport, la gara subterană din Helsinki. Un alt tip de spațiu de tranziție, dar care este eminamente public, sigur, este cu acces controlat. Spațiul public, așa cum îl percepem din mijlocul de transport în comun, din tramvaiul din Helsinki. Noul aeroport din Doha, într-un loc în care acum 20 de ani nu exista niciun aeroport și nimeni nu s-ar fi gândit că va fi un aeroport de această talie și este unul din marile aeroporturi de conexiune din lume, de acolo pe sus circulă un tren. Sunt noi spații care definesc relația între spațiu fizic și public astăzi. Oarecum o imagine complementară, de data asta, tot din Finlanda, dar dintr-o gară foarte mică, suburbană, cu ieșirea dintr-un pasaj subteran către peron, în pantă. Și sigur s-a vorbit despre spațiu public, și aici suntem, ca noțiune elastică, deci, apropo de relația de care colegul meu din Chișinău vorbea, relația între utilizare și acces, cultură, reprezentare, reprezentație, Opera Națională din Tallinn, un tavan care, pe care îl găsim sub alt prototip, sub altă încarnare în această sală, sau spațiul public văzut ca element cultural, proiectul lui Alvar Aalto pentru dezvoltarea cornișei golfului de lângă gara din Helsinki, doar sala Finlandia s-a făcut din acest proiect, asta este macheta de la Muzeul de Arhitectură din Helsinki. Spațiul public cu rol cultural și de reprezentare, fostele canale de fortificație ale castelelor japoneze, transformate în locuri mai curând ca subiect de fotografie. Și după aceea vorbim despre ceea ce ați văzut deja la Chișinău, despre gândirea modernistă, puristă, semi-utopică, am zis eu semi, pentru că s-a pus în practică, cu rezultatele mai bune sau mai rele, da? Altoită pe dimensionalismul câmpiei ruse, ca să spun așa, în cartier sovietic din Tallinn, în care spațiul public e public doar ca acces, nu mai public ca folosință, în sensul ca schimb și ca interacțiune, s-a subliniat asta astăzi aici. Și același lucru experimentat însă la scară mai mică și cu mai mare grijă față de utilizatori, cartiere pentru oamenii cu venituri mai puțin mari, în periferiile Singaporeului, cu aceste coridoare și spații acoperite publice, care de fapt ne aduc în minte un lucru extrem de important, că ar trebui să ne gândim mereu la relația între comunitate și spațiu public. Spațiul public în opinie vagă și generală. Există un spațiu comunitar, biserică în astfel de spațiu, și apropo de Roma, da, Gian Battista Noli la 1700 și ceva face o hartă a Romei în care alături de străzi hașurează interiorul bisericilor, curțile interioare și porticele, pentru că le consideră
sub o formă sau alta, accesibile publicului. Același lucru aici, tot datorită climatului, spații acoperite pentru contact social. Și de pe la 1700, spun teoreticienii, apare ideea aceasta a doriții de a avea pentru a fi mai bine, pentru a trăi mai comod. Și de aici, ideea de a avea lucrurile pe care le vrei, de a-ți ușura viața și de a avea timp liber la dispoziție. La premieră am spus eu a consumerismului, o să mai revenim. Plaja este un astfel de subiect, asta e o imagine de pe o plajă din Dubai. Asta este o plajă din Tallinn. Locuri care nu erau identificate ca spații publice, odată cu promenada, cu statul la soare, devin astfel de spații și, sigur, tradiționalele parcuri. Asta este din Parcul Cercului din București. O clădire nu acolo, acolo în vecinătate. Sau locurile pentru sănătate. Asta este o piscină din Tallinn. Și, bineînțeles, există și o devenire publică a privatului, în general, la scuza valorii și a memoriei, sau la valoarea culturală, privatul care devine quasi-public, quasi-public, pentru că, de pildă, ăsta este atelierul lui Alvar Aalto din Helsinki, te poți plimba în jurulie ca un obiect într-o grădină publică, însă vizitarea lui te costă 20 de euro. Și ăsta este interiorul casei lui Alvar Aalto, din nou, un bun privat devenit accesibil publicului, nu altfel decât astăzi, în spațiul virtual, trăim existențele vedetelor sau ale sportivilor. Și Marshall McLuhan spunea în 1962, canalul a devenit mesajul, apropo de tipăritură și de televiziune. Acest lucru este cu atât mai adevărat astăzi, când vorbim despre rețele de socializare, când vorbim despre modalități de circulare a informației. S-a produs, deci, o extindere a spațiului în termen teritorial, ne sunt accesibile spații publice din Bangkok sau din Sydney sau din Tokyo, și s-a produs această rapidă accesibilitate, acest acces rapid la informații din orice parte a lumii. De aceea a apărut spațiul virtual, a apărut trăitul virtual și apare această osmoză sau translația unor elemente de spații publice reale, care sunt devenite imagini și sunt virale, cum se spune acum, și imagini din realitatea virtuală, care sunt aduse în spațiile publice fizice, creind, dacă vreți, odată mesajul și a doua oară justificarea pentru a fi produse și vândute. Și da, societatea de consum, termenul apare până în 1960, dar ideea consumerismului este deja teoretizată la sfârșitul secolului XIX, societatea în care omul vrea tot mai mult pe măsură ce are mijloace, mult mai mult decât îi e strict necesar, și care, împotriva care este papa și împotriva care sunt și eu, nu știu pe el, dar, este cea care vede și a văzut imediat în spațiul public, începând cu spațiile de publicitate și terminând cu teritoriile mall-urilor, un produs pe care îl poate fabrica și pune la dispoziție pentru a spori profitul, să fie limpede. De aceea există firme specializate în proiectarea de magazine de mari suprafețe, de aceea există oameni specializați în ce ordine se pun mărcurile la raf. Și acest lucru a ajuns să amenințe limpede nu numai structura socială și interacțiunile sociale, să amenințe realitatea fizică a spațiului public, fie sub această formă, desființând activități, unele din magazinele care sunt goale de bulevardele bucureștene sunt goale din cauza asta. Calea Moșilor și-a schimbat complet caracterul. Calea Moșilor nouă, care a fost arătată și acum e plină de saloane de pariuri și de oficii de schimb. Înainte erau magazine, pe pondere. Și în același timp generează, dacă vreți, această părăsire a utilizării spațiului public pentru un aparent confort mai bun pe care îl oferă mall-ul, sigur că ea mai plăcuse de timp în spațiul încălzit. Dar sunt spații controlate și care manipulează mult mai bine spre o anumită direcție. Uneori, în spațiul acesta urban, avem surprize, da? Nu știu dacă în momentul proiectării catedrale se va fi gândit această perspectivă interesantă, în care ea
se compune cu singurita Palatului Parlamentului și schimbă puțin orizontul, în bine zic eu. Alte lucrurile se petrec în 20-30 de ani. Aici nu mai avem nimic din spațiul inițial, pentru că aici unde este peluza și este un terminal de vase de pasageri, era înainte portul comercial, care a fost mutat, iar în spate, cartierul de afaceri care a apărut, a apărut în 20 de ani. Și acum, în următorii 20, Singaporeul vrea să construiască și aici acea prelungire. Sunt, practic, spații urbane create, dar în care se înțelege rolul spațiului public. De unde decizia, ca timp de 20 de ani, aceste spații să fie plantate și lăsate complet la accesul publicului, întreținute, amenajate și cu terenuri sportive ușoare, sau integrarea spațiilor publice, dar sub un control public foarte atent, pentru că altfel avem aceste derapaje. Și de aici, un proces pe care îl explicăm mai greu în românește cu un singur cuvânt, am tradus cu o modificare de la commodity, care înseamnă bun, care îți ajută să trăiești mai bine, să-ți fie mai complet. Asta s-a întâmplat cu spațiul public. A devenit un produs asemenea săpunului, sau detergentului, sau benzinei. Alo. Iată, acesta este un peisaj dintr-un cartier din Helsinki. În afară de locuințele care stau mai mult sau mai puțin firesc, sunt mai multe decât în trecut și valorifică vederea la lac, comodificarea înseamnă acest lucru. L-am transformat în peisajul de fundal al unei cafenele. Sau un spațiu de promenadă elaborat pe apă, pe uscat, care, de fapt, este un spațiu public, este plăcut, este umbrit, este plin de vegetație, dar se situează între cel mai mare mall și magazinele extrem de scumpe, gen Louis Vuitton, în portul interior din Singapore, acolo unde acum 20 de ani erau Macarale. Aceeași zonă, de data asta către mare, cu hotelul cu piscină la etajul 50, în care spațiile publice sunt simultan gândite pentru promenadă, dar și pentru valorificare comercială. În dreapta, întâmplător este, sau mai bine zis, nu întâmplător, un terminal care a folosit la venirea migranților, este acum holul unul de cele mai frumoase hoteluri din Singapore, dar își păstrează înfățișarea exterioară inițială. Și până la creații de spațiu public, de data aceasta, din nou, datorită unei politici înțelepte, ar zice, grădină artificială din Singapore, de fapt, numai scheletele acestor arbori sunt artificiale, cu promenadă la înălțime, care este subiectul preferat de imitație al studenților noștri. Sigur, în toată această perioadă, nu numai căile ferate, ci toate secolele dedicate revoluției industriale, sfârșitul 18, 19, 20 și apoi dezindustrializarea, au dat naștere sintagmei acestea de reciclare urbană, au dat naștere sintagmei de arheologie industrială și au creat posibilitatea ca unele din rezidurile industrializării sau din resturile în sensul de ceea ce rămâne construit, să fie utilizabile așa sau, ca în cazul Bucureștiului, să fie fagocitate de către interese private și să dispară ca șansă de realizare de spațiu public. Și probabil că Hala Malaxa va păți același lucru. Aici avem exemple din Tallinn, unde o densificare poate prea mare, dar ne arată exact acest lucru, înțelegerea valorii istorice a unui istoric, înțelegerea importanței memoriei și șansa creierii de spații publice, o să le vedem acum. Uneori par destul de strânse ca dimensiune raportul înălțimile din jur, repede, densitatea destul de mare, dar sunt plăcute și creează noi spații care sunt complet accesibile. Cu reziduri industriale, repet, uneori prea umbroase, dar în același timp există, asta este fațada din spate, dacă pot să-mi exprim așa, este spatele șefului de casă pe care l-a văzut în Singapore. Către apă arătau ca patrimoniu istoric, în spate, datorită climatului, sunt suporturi pentru aerul condiționat și stres de aprovizionare. Și de aici, gândirea, nu numai de către operatorii privați, ci de către creatorii de spațiu public, a spațiului public ca un produs care este livrat clientului
și trebuie să răspundă așteptărilor lui, pentru că clientul îl ia oricum în stăpânire, utilizatorul. Acest lucru l-am văzut astăzi și n-am făcut poze pentru că n-am vrut să folosesc conjunctura, în piața, în bazarul din Bacău, în străzile de aici din jur. Îl vedem peste tot. Dar trebuie să existe un echilibru între calități pe care vrem să le păstrăm în aceste spații și lucruri care sunt cedate. Aici vorbeam iarăși despre hărți. Iată cât sunt de marcate de trasee hărțile navale. Marile spații ale baselor de pasageri sunt luate în stăpânire de către utilizatori care se comportă în spațiul public, sigur de nevoie, ca acasă, se culcă. Drept care, făcătorii de spațiu public, aeroportul din Helsinki, creează astfel de spații în care vedeți că există un substitut al marelui spațiu natural public și posibilitatea de a te culca să dormi în plin aeroport. Da? Sau, reacția unei zone, a unei combinații de piață și cinematograf care nu mai funcționa în Helsinki, transformată într-un muzeu de artă contemporană, care nu are expoziție permanentă, expune, doar face expoziții fantastice temporare, și care se petrece sub solul acestui edificiu și acest relief, care, sigur, într-un oraș relativ plat ca Helsinki, asta e la orele din noapte albă, când e mai puțină lume, dar asta este utilizarea lui zilnică, până seara târziu, mai ales în zile de vară. Același ansamblu de piețe, și vreau doar să remarcați că acea clădire portocalie din spate învelită în lemn este de fapt o capelă luterană. Pe locul consacrat cândva și care a rămas ca element al pieței. Spații publice în care publicul încearcă să controleze sau să stăpânească ofensiva privatului pentru folosirea spațiului public în interese comerciale, sunt spații comerciale de jur împrejur. Sau spații publice în care identitatea este transformată în resursă turistică. Sezonul cireșilor în Japonia face ca orice, ăsta este scuvarul în fața unei primării, să fie utilizate ca atare. Și până la excese, acestea sunt toalete din aeroportul din Tokyo. Și au această instalație luminoasă pe pereți, care mai are și o calitate oarecum specială, din anumite locuri poți să vezi dinăuntru afară, ceea ce nu cred că dă o senzație de foarte mare siguranță, dar nu. Ce ne aduce globalizarea? Ne aduce circulația modelelor, dorința de a imita, o inventivitate extraordinară și înțelepciunea acelor administrații publice, apropo de tot ceea ce s-a vorbit până acum, de a folosi, de a reforma, de a redefini și de a aduce, să spunem, legătura aceasta privat-public cât mai aproape. Așa arată bazarul din Tallinn, la etajul pieței, deasupra, oarecum stăpânit între niște ziduri și controlat din punct de vedere, probabil, al igienei. Așa arată, am spune cu un termen de publicistică, rebranduirea unui parc. E vorba de un parc al bastionului din Tallinn, în care a apărut un muzeu care vizează perioada de ocupare sovietică și care este foarte discret, dar care dă o altă imagine locului. Vedeți, există o biserică undeva în planul al doilea. Așa arată ceea ce se numește un branding excesiv. Acesta este, după cum citiți acolo, cel mai mic restaurant care a primit o stea Michelin, în Singapore și vinde un fel de echivalent de vorbitori. Sau, utilizarea spațiului public din vecinătatea gării, care aș păstrează rolul de eveniment social, de poartă de intrare în oraș, cafenelele din piața din Tallinn, către gara din Tallinn. Din nou, interfața orașului cu apa, regândită și mereu de la New York și până la Hamburg, regândită ca o resursă de spațiu care ar trebui să fie cât mai public, dacă se poate 100% public, fie păstrându-se caracterul natural, fie ca în această spectaculoasă construcție de metal și lemn, învelită toată în lemn, care adăpostește două saune, trei restaurante și un bar,
și care practic triplează capacitatea de spațiu public pe aceeași suprafață, pentru că conține trei niveluri. Tot pe Marul Apei la Helsinki, într-un cartier departe de centru și de aceea, în principiu, ocolit de turiști, care aici erau duminică după amiază foarte frecventate către băștinași. Se creează spațiu care satisface dorința privatului de profit, dar creează spații publice tot ca banul este accesibil publicului 24 de euro. Dar, din nou, spațiul public este un subiect al consumului. Uneori, ca în orașul istoric, se iese în afară, în stradă, până la ocuparea completă a străzii, asta sigur că este nimic față de ce se întâmplă în centrul vechi din București, unde nu există loc pe stradă, pentru că nu există control și lucrurile sunt scăpate din mână. Iar pe de altă parte, în spațiul tradițional public, care putea să fie neutru sau accesibil, apare ideea acestui aer de casă. Cafeneaua, care era asta mult mai înainte, are un astfel de interior și este, să spunem, una preferată pentru tineri din Italia. Și, bineînțeles, apare această transgresiune între spațiul virtual și spațiul real, dar imaginea însă își devine un subiect, pentru că ăsta este un spațiu public, care duce reputația, creează atractivitatea și probabil contribuie la calitatea vieții. Și, repet, comunitățile și simțul civic, spațiul public și comunitatea, aici lucrurile sunt mereu în discuție. Există spații pe care comunitatea îl acceptă. Îmi face o plăcere deosebită să pun pe Leonard Poza. Asta e doar acolo meu. Nu e nimic ce ne-ar plăcea. Ilustrează teza lui Sorin că nu e nevoie de nicio regulă și se poate face oricum. Iată. Nu știu că ne-ai spus asta. Așa. Dar în același timp, atâta vreme cât există un echilibru între activități, și există un grad de siguranță în spațiul public, care nu e foarte curat aici, nu e foarte liniștit, sentimentul de comunitate există. Și, poate câteodată, ca în cazul meu, tocește spiritul critic acasă. Nu ies în fiecare zi să rețin de la balcon prelegeri cu slide-uri să învăț ce e spațiul. Câteodată mă învață pancarta aia de publicitate, îmi pare rău că n-am prins-o în imaginea asta, că are tot felul de mesaje în jos. Adminte, așa tratăm de spațiul public. Toate imaginele sunt din cartierul meu. Sunt vecinătatea parte din meu. Las la o parte lucrurile gospodărești. Sunt bani cheltuița Iurea în greabă. Da, sunt bani cheltuița Iurea în greabă. Câteodată lucrurile se răsfrătesc. Mașinile intră în chioșcurile puse în apă, dar lumea, sigur, sunt lăsate două zile pentru educația publicului. Lumea le consideră mobilier stradal. Și, îmi pare foarte rău, acesta este spațiul public de la intrarea Universității de Arhitectură din de care, în principal, studenții au grijă. Apropo de comunitate, am încercat să discutăm cu studenții să se preia Asociația Studenților în acestui spațiu. Piatra de bani potoc este extrem de atractivă pentru studenții gara pe ea, după cum vedeți. Există coșuri la fiecare stâlp, țigările sunt aruncate pe jos. Orice tendință de a face cu educatorii noastre, care oricum e penibilă, e întâmpinată cu zâmbete rezervate și plină de înțelegere. Și ăsta este rezultatul, probabil, atât al educației, cât și al atitudinii față de un spațiu care este al lor. Comunitatea. Același lucru se întâmplă atunci când vrem să folosim spațiul public în beneficiu, până la urmă public, pentru că terenurile cum ce sunt închiriate aici. Asta este vecinătatea Bibliotecii Naționale, de departe pare că arată bine, de aproape, datorită prea marii densități a acestor chioșcuri restaurante și a extinderilor peste limitele permise, au transformat spatele către trotuar în curte de serviciu, asemenea exemplu pe care l-am văzut la Singapore mai înainte, și au introdus un obstacol între punctul de pe trotuar și întinderea de apă. Și acesta este spațiul în care se întâlnește Biblioteca Națională a României cu trotuarul aferent. Cam așa.
Asta după o operație care a fost făcută pe tot bulevardul, care a purtat o groază de bani, care nu e lipsită de calități, dar care aici a părut să nu găsească soluția. Și directoarea Bibliotecii Naționale spunea la un moment dat, când a fost întrebată de ce nu extinde cu o terasă de lectură biblioteca, că de la ea până la Luciu de Apă sunt 6 instituții publice care controlează spațiul și trebuie să ia aviz sau să se negocieze cu toate. Între timp, noi utilizăm așa acest spațiu. Nu vă speriați, nu o să vorbesc despre asta. Doar că, din punctul meu de vedere, e limpede că arhitectul și designerul urban trebuie să se mulțumească să deseneze spații publice, ci trebuie, și poate că ăsta este și unul din rolurile pe care le are discuția noastră de aici, să iasă în spațiu public, în cel virtual sau în cel real, și să militeze pentru spațiul public. Pentru că dacă spațiul public este lăsat complet în grija mecanismelor de piață, care sunt astăzi mai puternice decât mecanismele comunitare, rezultatele sunt rele. Și asta e una din pozele mele favorite din Baco. Am făcut-o, cred că am fost acum 2 ani sau 3 ani. Da? Așa trebuie să vă gândiți că există un arhitect al acestui bloc inițial, există arhitecți care au amenajat spațiile acelea, există o primărie care a dat avize și cineva care de ani de zile, ca noi, se obișnuiește cu acest lucru și consideră partea comunității. Dar nu a vrut să fie, e pentru noi mai curând o amintire asta. Problemele de care v-am spus eu și de asta am ales exemple internaționale sunt la nivel mondial. Și există, în raport cu orientarea politică, cu înțelegerea civică, cu rolul partenerilor din comunitatea administrației publice, reacții diferite în orașe diferite. Există orașe care au înțeles că suprafețele de mari, comerciale de mari dimensiuni omoară micul comerț și l-au expulsat, sau nu le mai acceptă deloc. Există și, n-am apucat pentru că am tot pus poze până astăzi în tren, înainte de a veni aici, am văzut de pildă și în Finlanda și în Estonia Lidl care nu arată ca la noi. În Finlanda arată în case cu pereți de cărămidă și cu ferestre mari. În Estonia arată în case care arată ca și casele de lemn. La noi orice încercare de a discuta cu un Lidl, cu un Kaufland, îmi scap acum de nume, dar sunt ele, Mega și așa mai departe, se termină în noi proiectul ăsta. L-avem de cutie de tablă, ăsta îl facem, care aș vrea să atrag atenția, și o fac din militantism social, acea cutie de tablă se amortizează în primul an. Deci nu este o dramă să se ceară aceea. Dar depinde de administrație. Pentru că în Finlanda m-am dus și am întrebat. Și a spus, da, până le-am dat autorizația, au venit cu 6 proiecte, în variante și în forme diferite. Dacă nu puteau să nu se așeze acolo. De aici atitudinea mea anticonsumeristă, care poate că acum între Papa și Patriarh, mai spre Papa decât Patriarh, fiind o colo, iar puteam să stau și eu. Mulțumesc mult de tot, mi-a făcut mare plăcere.